Părinte, aș vrea să dați un exemplu, măcar unul din cazurile dumneavoastră care au fost, nu știu, v-au impresionat, v-au... Bănuiesc că nu sunteți chiar atât de rigid încât să nu ajungă ceva la sufletul dumneavoastră și să vă impresioneze. Păi toți ajung la sufletul meu. Toți cei care sunt și bine și chiar și cei care se întâmplă să recadă mă impresionează și am de învățat și de la unii și de la ceilalți. Lucru care mă bucură și este deosebit de motivator este faptul și concluzia clară, de acum este fără echivoc, toți cei care au parcurs programul terapeutic în întregime la centrul rezidențial Izvorul Tămăduirii și eu sau împreună cu psihologul sau psihologii și consilierele am spus ok, drum bun și le-am și conferit diploma de absolvire acestei academii, sunt bine. Foarte rar se întâmplă ca cineva să reia consum sau să recadă. Foarte, foarte rar. Și acolo sunt alte cauze de altă natură care se conducă la asta. Acestea ne produc o imensă bucurie și fericire și este un motiv extraordinar de puternic prin care noi să afirmăm cu tărie că programul terapeutic Minnesota practicat în centrul rezidențial Izvorul Tămăduirii, program care este certificat de altfel și centrul Izvorul Tămăduirii este un centru licențiat, acreditat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale, funcționează cu brio și cu maximă încredere putem să-l livrăm și să-l punem în practică mai departe. Cei care reiau consumul sau recad, și avem și din aceștia, sunt persoanele care au venit în centru pentru, nu pentru că își doresc cu adevărat să renunțe la dependența de alcool sau droguri sau alte dependențe, ci au venit în centru împinși de la spate, în ghilimele, ori de familie, ori de angajator, ori de biserică, pentru că sunt și biserici, sunt și ierarhi, episcopi ai Patriarhiei Române care ajută pe anumiți părinți care au neputința asta, se află neputința asta, cum și eu am fost cândva, și în drumă către noi, acele persoane care nu își doresc să își rezolve această problemă, să se vindece până la urmă de alcoolism sau de dependența de droguri sau de alte dependențe și vin să facă asta demonstrativ sau împinși de soție sau șantajați că divorțează și el părăsește, de obicei după 4 săptămâni abandonează programul. Li se înfiripează iarăși ideea că pot să fie stăpân pe viața lor, că își pot controla problemele, uitând că de fapt o viață dusă după pofta inimii noastre este o viață goală și este o viață care de foarte multe ori ne duce în pragul dezastrului, indiferent că sunt eu, Părintele Liviu sau dumneavoastră, doamna Gina sau altcineva. Pentru că și noi, la rândul nostru, chiar dacă nu suntem sub corvoada unor dependențe, să spunem, ne ghidăm în viața de zi cu zi și în toată viața noastră, până la urma urmei, după niște repere foarte solide, morale, etice, civice, sociale și așa mai departe. Ne luăm uneori, unii dintre noi, eu cel puțin, da, și vorbesc despre mine ca să nu mă refer și la alte persoane, modele de oameni care au reușit, modele de oameni pe care putem să le urmăm. Iar eu ca preot și ca director al centrului rezidențial Izvorul Tămăduirii, modelul meu suprem este clar, Iisus Hristos, care este mântuitor, izbăvitor, doctor al sufletelor și al trupurilor și izbăvitor de orice neputință trupească și sufletească. Și să știți ceva, vă spun astăzi pentru că este prima emisiune din 2021 și nu sunt obișnuit să bat câmpii și nici să spun ceea ce nu cred. Eu fac lucrul acesta nu pentru că îmi impune cineva, nu pentru că sunt undeva într-o grilă a Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, nu pentru că vreau să hrănesc prestigiul bisericii mele sau al Arhiepiscopiei mele. Spun asta pentru că eu sunt convins că Hristos Iisus, Mântuitorul nostru și Domnul meu, este Cel care îmi călăuzește pașii secundă de secundă în toate clipele vieții mele și în toate activitățile mele. Experiența mea de alcoolic,
pentru că am umblat în lumea aceasta alcoolismului vreo 7 ani buni de tot și am cunoscut și începuturile alcoolismului și faza medie și faza critică, momentul în care nu se mai putea și plecau de lângă mine toți, inclusiv familia, cred că a fost îngăduit de Dumnezeu exact pentru mântuire și pentru a putea înțelege și a ajuta și pe alții în sectorul acesta al dependențelor. Și mi-aduc aminte de spusele Sfinților Părinți care ne spun că tot ceea ce este îngăduit de Dumnezeu ne este îngăduit spre mântuire. Diferența este dacă putem învăța ceva din suferință, dacă putem învăța ceva din boală, dacă putem învăța ceva din faptele greșite săvârșite în trecut, să le corectăm și să ne îndreptăm și să ne ridicăm deasupra lor și în felul acesta să putem ajuta și servi ca modele și altora. Uh-huh. Eu nu mă ofer pe mine ca model pentru nimeni, pentru că eu sunt și mândru, sunt și orgolios, sunt și destul de rău, sunt și destul de afurisit, de rigid și nu mai știu cum sunt. Sunt sever, dar dur. Dar întotdeauna cu maximă onestitate, deci maximă onestitate, nu mint, deci atenție, nu mint, indiferent dacă adevărul este uneori supărător sau nu este înghițit așa, fără multă mestecătură. Tot ceea ce fac eu și echipa mea, pentru că la Izvorul Tămăduirii în Bacău este o echipă, suntem o familie, altfel nu am putea lucra cu dependenții de alcool și de drog și de joc și nu am putea să iubim așa cum sunt, cu neputințele lor și cu comportamentele lor. Deci eforturile noastre izvoresc din credința în Iisus Hristos, din faptul că modelul nostru suprem este Iisus Hristos și înțelegem că Hristos a jertfit pentru noi, a murit pentru noi ca să murim noi păcatului și a înviat pentru noi ca noi să înviem vieții. Să știți că și fiecare zi în centrul rezidențial în Izvorul Tămăduirii în Bacău este o zi în care murim fizic, copleșiți de oboseală și de griji și de osteneală, dar în fiecare zi, a doua zi, înviem cu mai multă experiență, cu mai multă poftă de viață, cu mai multă dragoste față de aproapele nostru care suferă. Și ne bucurăm pentru fiecare om și omuleț, cum le spunem noi, care se ridică și care biruiește patima și păcatul și neputința proprie și ne bucurăm mai mult decât toți și decât toate ca la fiecare sfârșit de an, la fiecare sărbătoare, la fiecare onomastică sau la fiecare zi de naștere a oricărui dependent, primim un semn de viață și ne spune că vă mulțumim și vă iubim. Ce frumos!